Vine la cineva. Că la mine o vin ieri. Îți spune pe papuce? La eu nu-ți da. Pe 45 numărul. Nu! Eu știu. De azi dimineață e acolo și minte-ni 12 ceasul, nu? Ce să mai meargă la lucru? Uite unde a ieșit puiul. Am ieșit afară pentru că vreau să-l sun pe Ionuț. Cătălina acolo. Mulți vrea. Uite, ajută fata aceea. Ajutăm! Ajută și dansăm! Pam, pam, param, pam, 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 pam! Ne-am stricat. Iar acum până în asta, uite așa. Suntem în fața porții pentru că dacă vine vreo coronavirus, nu știu tot ce o să ne face, că nu mai ne lasă să mai ieșim afară și ne îngropăm în buruiană. Na. Hai că măcar ăsta l-am văzut azi dimineață, m-am uitat și la culise acolo, la el, care nu m-am... N-am intrat niciodată și am lăsat un comentariu frumos pentru culise, pentru că se bucură că au venit acasă. O să aibă un bebe mic, frumos, ca el. Care și băiat va deveni cântăreț ca el. Ca taxo. Ia. Curița se prindea cu o slăbimă. Curița se prindea cu o slăbimă. S-a pus pe tine slăbimă. Nu uite să cum scrie și scrie. N-a zișat. E și mare, nu ce vrei. Tra!
dragii mei, eu nu mă plâng că slăbesc. Mie îmi place să fiu slabă, pentru că ești mai mult mai ușor să fii slab și să n-ai burtică. Înțelegi? Da. Îți place cum am făcut aici? Da? Îți place. Am zis socră mea că-i place, dragii mei. Îți mulge în buriana, dragă. 12 fără 9 minute. 12 fără 9 minute. Mă stau jos. Băi, Mișu, vreți să spori? Bă-bă-o! Ia pune toată să iei, că nu mai bine vine. Nu mai cunoaște Monica. Mă mai cunoaște, Moni. A plecat la treabă. Nu! A, nu, nu merge. Aia a fost a mea, Mișu, și nu-i bună. Nu, că m-a aruncat eu. Nu, pun mănuși. De ce nu pui mănuși? Ba, că mie nu-mi trebuie, uite. Nu-mi trebuie mănuși, nu-mi place să lucru cu mănuși, că nu știu de ce. Nu. Uite atunci pe salcați. Să apucă... La unde le duci noile? La porc? Da, un flacăce, că poate mănâncă. Unde duci în buriana cu tine? Eu am scos buriana de lângă gard. Nu, acum... Cum am auzit? Nu știu, dar să vede că cam prost telefonul meu. Sau nu văd eu, ba, dar să vede. A, mulțumesc. E ok. Băi, oameni buni. Ce face? Da, sunt bine. Eu încă n-am mâncat, dragă. Am mâncat un energizant și o singură cafea. Am mâncat. Multă lume zice că folosesc un efect. Da, uite cum arăt eu, normal, dacă vedeți. Așa sunt eu în realitate, vedeți? Multe telefoane se vede și urât. Vedem? Asta nu se uită să vede cam urât, dar totuși. Vedeți? Dacă mă dor ochii, mă afectează la vedere din cauza la ochi. N-am mâncat.
ce tot timpul te gândesc, mai ales cu fața mea. Îți place video-ul ăla când zici ce mai speriat. A, da. Da, că... Da, să știi că multă lume i-a făcut treaba asta și pe TikTok am văzut. Ăla l-a luat cineva de pe YouTube. În timpul ăla eu eram pe YouTube în momentanul ăla și l-a luat cineva și acum ne ia videourile și și-a făcut pe numele nostru și cont de YouTube și TikTok-uri face pe numele nostru, cu pozele noastre. Dar cred că 100% lumea știe cine suntem și, și că este conturile noastre, realele, mă înțelegeți? Dar ce să tac? Când mai fac poi marți? Nu mai fac. Te pup, Ale, și eu te pup, George. Prea mult, uite ce, uitați ce curate sunt mâinile mele, dragilor. Da. Să nu se mă spăr și pe mâini, că dacă nu, mi se creapă mâinile. E la pământ, mi se creapă. Da. Și eu, oricum, m-a stat un pic pe cunată mea, de-aia am cursat pe aici, un pic. Da-ți. Vedeți? Uitați cum e strada la noi, e foarte pustiu, așa e, cum arată strada aici. Mă doare ochii rău, rău, rău de tot. Nu știu de ce, cred că din cauza că e prea puternic. Bate, știi aia, cred că. Mulțumesc asemenea și ție, George. De ce pui mâinile în cap dacă sunt murdare? Și ce are? E doar de pământ. Și noi suntem făcuți creați din pământ și în pământ vă merge. Știi? Treaba asta. Sau voi din ce v-ați făcut, dragii mei? Draga mea, adică. Scuze. Hai că am pus mâna pe microfon. Nu se aude. Acum am auzit? Am pus eu deștul de desubtul la telefon. Cam de desubt, știi? Am microfonul la telefon. Ok. Ok. Nu se aude? Nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Cum se aude? Mulțumesc. Mulțumesc de
E ok. Uite cum e. Stai-mi așa un pic, că vă arăt eu. Acuș. Uite, este iarba unde am curățat noi. Este geaca mea. Am pus-o acolo. Acolo este unde o tăiat Ionuț. Creanga. Uitați-o. Cum se vede. Aici este strada. Acolo sunt tomberonele, uitați. Le duc și mai aproape. Vedeți? Aici e drumul. Pe aici și-a trebuie să ajungă copii acasă. De pe strada aia asta să vă duc mai aproape, dacă se vede. Uitați, vedeți? Na, pe acolo trebuie să vină copiii de la școală. E cam pustie pe aici, dar asta e. N-avem ce face. Ce pustiu, nu te-ai plictisit? Nu! Nu, să știi că nu. Să știi că nu mi-e urât. M-am obișnuit deja. Am mai fost numai acum prima dată. Este... Ești măritată? Da, normal, n-am soț. Soțul meu este plecat. Tată și pe soacră? Mă mai filmezi că vine Alexandru, că tu-s de frumos. Da. Mă duc să aduc între gel, spun la cocăniță. Stai să vă arăt grădina la soacră mea, că bine că mi-am adus aminte. Ce grădină a făcut socruța mea. Auzi, n-au cum îți zice, să rămână a doamnă, îți zice cineva aici, de pe YouTube. Și să rămână, doamnă. Sănătos. Salutări, bunici. Au, salutări, bunici. Salutări, salută oamenii. Îmi place când mai înjură mor de ea. Cine înjură? Că nu mă înjură. Uitați, a venit. Nu știu. Apoi te mai aude și pe dumneavoastră când te iei de copii. Unde? Hai să vedem, ai muțe! Ce muță ai de la... Piu, piu, piu! Și asta e ce? Seclă roșu! Mamă! Morcov, seclă roșu, ridei cu salat, cu ceapă, fasole, cartofi în fundoare. Aia cartofi, da, știu. Acolo e rus. Uitați! Ai și morcov? Stai să vă arăt grădina, uitați, aici sunt morcovii, morcovelele, seclă roșie, păi mamă, ce robide, pătrunjel, aici este ridic, aici este salata, aici este, care-i dovlecelul? A, uite-l, coișit, da, uite, numai că trebuie să le săpăm, astea. Uitați, ceapă verde. Să știi că m-o luat cu foamea. Uitați ce ceapă frumoasă. Bă, bine! Bă, nu că uite care ceapă care am pus-o noi. Și uite, asta e ceapa aia care am pus-o prima dată. Ceapă verde. Lobo de roșie. Ce stai de roșie? Care nu au să vii la noi, da? Da, unde se prăște? Da, se prășește, da, aici așa se zice, prășit. Dar la noi se zice acolo în Sighișoara, zice sarpă. Mă înțelegeți? Mă, sapa! Uite fasole. Uite, fusaică. Stai că am mai pus eu pe aici niște pepeni și castraveți. Eu am pus. Uitați.
Asta uite că e și castravețină. Da, da. Uite, castraveți. Uite. Care le-am pus eu. Oniu. Oniu, că a ieșit. Vedeți? Dragii mei, cum a ieșit, uite. Castraveții care i-am plantat eu. Uite, uite câtă buruiană are aici. Stai să vedem, să scoatem o țără de aici. Pentru că o să fie cam cu cântec. Uite așa. Ha? Da, și uite ce au crescut, numai că trebuie să scot o țără aici de la asta. Uite, castraveții, vedeți? Asta eu i-am plantat, vedeți? Uite și aici. Uite. Ce-mi punge. Bine, bine. Ia, ia. Ești lemeosă. Ce rău se aude. Acum se aude? Stai să văd că s-a bătut, cred că. Plânge copilul. Oare de ce? Ce s-a întâmplat? De ce plânge? Cum e copilul acasă, spune-mi, da? S-a fi bătut! Alex, stai mai mult în casă. Na bine, hai că vă las și eu sunt mai târziu, ok? Pa!